Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. Cred că fiecare dintre dumneavoastră deja ați aflat din diferite surse mass media că a avut loc, de fapt, ședința Consiliului Șefilor de Stat al țărilor CSI, la care a fost prezent și Igor Dodon, președintele Republicii Moldova. Ori aceasta este tema ediției de astăzi, pe care vom încerca să o dezbatem împreună cu invitații noștri, care sunt Sergiu Ungureanu, expert economic. Bună seara și bine ați venit, domnule Ungureanu. Și Radu Bușilă, jurist. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii Reflector Analitic. Stimați telespectatori, spuneam ceva mai devreme că acest aspect a fost mediatizat pe larg la mai multe instituții media din țară. Vă propunem și noi un subiect realizat de colegii noștri de la Camera Știri pe marginea evenimentului respectiv, după aceea revenim în studioul la discuție. O să rog regia subiectul. În ciuda faptului că fostul președinte al Republicii Moldova a refuzat să prezideze președinția pentru anul 2017, prezidarea evenimentului a trecut către Rusia. Cred că a fost o greșeală. Venim cu propunerea ca în următorii ani, în 2018, prietenii și colegii noștri din Tajikistan vor prezida summitul, însă în perioada 2019-2020 sugerez să luați în considerare posibilitatea prezidării Republicii Moldova în CSI. De asemenea, președintele a menționat că în ultimul timp, în adresa comunității statelor independente, au venit mai multe critici, atât din partea forțelor politice pro-occidentale, cât și din partea participanților. Dacă e să analizăm profund toate aceste critici, devine clar că, de fapt, Occidentul este iritat de incapacitatea de a destabiliza relația noastră. CSI, în pofida tuturor, continuă să existe și să consolideze legăturile dintre țările noastre. Cred că acesta este cel mai mare avantaj al alianței, deoarece separat, în deplină izolare, unul față de celălalt, am fi fost îndepărtați de-a lungul timpului pe un raft geopolitic. Igor Dodon a remarcat necesitatea modernizării formatului coaliției în sine. Cred că însuși formatul CSI, esența sa, trebuie să fie regândită și actualizată. Vedem și alte structuri suprastatale mari, aceeași Uniunea Europeană își reconstruiește structura internă și stabilește noi priorități și obiective. Nu doar că ar trebui să ne adaptăm în mod competent la aceste noi realități, dar și să depășim o parte din schimbările iminente pentru a păstra potențialul și atractivitatea CSI. Într-o lume în plină dezvoltare avem nevoie și de dinamică. Liderul moldovean a menționat că tot mai mulți cetățeni moldoveni își îndreaptă privirea către Federația Rusă. Pot să vă asigur că majoritatea cetățenilor moldoveni văd țara noastră ca partea aceea. Toate sondajele din ultimii ani indică o scădere a dorinței moldovenilor de a se integra în Uniunea Europeană. Vectorul de dezvoltare occidental și-a pierdut în mare parte atractivitatea. Majoritatea moldovenilor se uită cu un nou interes spre est. Sunt pentru Rusia, Belarus și alte țări din spațiul post-sovietic. Șeful statului a avut anterior o întrevedere cu omologul său rus, Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin și-a exprimat sprijinul și recunoștința față de președintele Republicii Moldova pentru eforturile depuse în dezvoltarea relațiilor cu Rusia. Apreciem foarte mult eforturile dumneavoastră de a normaliza relațiile ruso-moldovenești. Vedem că acest proces nu este ușor, dar plecăm de la faptul că atât poporul moldovean cât și poporul Federației Ruse sunt interesați de finalizarea sa pozitivă. Mă bucur că am ocazia să vorbesc cu dumneavoastră pe marginea summitului CSI despre tot ce se află în complexul relațiilor noastre bilaterale. La rândul său, liderul moldovean i-a mulțumit oficialului rus pentru deciziile luate cu privire la exportul în Rusia și amnistierea migranților. Vreau să vă mulțumesc pentru rezolvarea problemelor migranților. Câteva zeci de mii au reușit să-și rezolve problemele, să le legalizeze sau să vină din nou în Rusia. Au existat cu siguranță probleme, nu tuturor le place reluarea parteneriatului nostru strategic. Au existat probleme atât în interiorul țării, cât și încercări externe de a provoca confruntarea conducerii țărilor noastre. Cu toate acestea, contactul continuă la nivelul grupurilor de deputați. Cetățenii Republicii Moldova sunt, de asemenea, de acord cu necesitatea consolidării relațiilor cu Rusia. Relațiile trebuie să le înceapă guvernanții noștri.
Aici care ne conduc azi, care ne-au condus mai ieri, mai puține gălăgii în Parlament, mai puține gălăgii la guvern, între oameni trebuie să fie ca într-o casă. Într-o casă unde este unire, este toate. Indiferent, ne ducem în Europa, ne ducem în Rusia. Cred că e bine să ne dezvoltăm în diferite direcții, totuși prin început ar fi bine pentru Rusia, adică mai ușor cu Rusia să fie decât cu Europa. Pentru că încă nu se respectă toți parametrii și toți, nu suntem gata să intrăm în Uniunea Europeană. Dar pentru Rusia, cred că totuși e posibil. Cu siguranță pentru a îmbunătăți relațiile cu toți. Nu cred că soluția politică a problemelor este cea mai bună pentru care oamenii pot fi mulțumiți. Prin urmare, nu va fi în detrimentul la nimeni, dacă și moldovenii, rușii și toate celelalte națiuni vor trăi fericiți și pașnici. În contextul economic, toți trebuie să prietenească. Acesta este cel mai avantajos lucru care poate fi și pentru a face comerț cu toată lumea și pentru a desfășura diverse activități. Președintele Republicii Moldova va discuta mâine cu Iohannes Hahn, comisarul european pentru politica de vecinătate și negocierile de extindere, după care Igor Dodon se va întâlni cu studenții Universității de Stat din Sochi și cu reprezentanții diasporei moldovenești. Mulțumim colegilor noștri de la Departamentul Știri pentru subiectul prezentat. Revenim în studioul la discuție împreună cu Radu Bușilă și cu Sergiu Ungureanu. Domnule Ungureanu, pe lângă ședința Consiliului Șefilor de Stat al CSI, a avut loc și Consiliul Economic Suprem Euroasiatic. Haideți să pornim pe dimensiune economică și să vedem care ar putea fi beneficiile Republicii Moldova de la participarea la un asemenea Consiliu Economic și, de fapt, dacă aceste beneficii ar putea fi simțite de către concetățenii noștri într-un termen relativ scurt, pentru că, în ultimă instanță, asta își doresc. Da, deci pe lângă faptul că se stabilesc anumite relații politice și se încearcă repararea unor greșeli anterioare, a unor neînțelegeri care au apărut din vari motive, un lucru important este că se stabilesc sau se încearcă a stabili anumite relații economice. O deschidere spre o piață care este destul de mare, este o piață foarte dinamică, foarte activ, se dezvoltă în ultima vreme, ar aduce o serie întreagă de avantaje. Republica Moldova are cu ce veni pe această piață, noi avem produse care sunt competitive, care la momentul de față răspund acelor criterii, acelor standarde care sunt puse de către piața estică, piața CSI-ului, cât și alte piețe. Noi încercăm acum să stabilim produsele noastre, să stabilim acele standarde care sunt cerute de către Uniunea Europeană, care sunt cerute de către Statele Unite, de ce nu, și alte țări, dar noi încă la moment nu avem suficientă putere, nu avem suficienți bani pentru a asigura că aceste standarde să fie la acel nivel. Și din această cauză, o mult mai ușoară pătrundere ne va deschide, va fi anume spre aceste piețe. Și noi nu trebuie să ignorăm acest lucru pentru că este mult mai ușor, cu un efort mult mai mic. Nu spun că trebuie să mergem doar pe dimensiunea estică sau doar pe dimensiunea vestică. Trebuie să mergem acolo unde este economic avantajos nouă. Mai ales că vinurile noastre, produsele noastre agroalimentare au deja un oarecare renume în acele țări ale CSI-ului, ale fostii URSS, unde cât de cât se cunoaște despre vinurile moldovenești, se cunoaște despre fructele noastre, despre alte produse cu care noi putem ieși. Bine, noi nu putem ieși acum cu produse de gen software sau calculatoare sau alte tipuri, dar cu produsele care suntem tradițional cunoscuți, noi putem ieși. Asemenea forumuri, asemenea uniuni vin să deschidă un pic, cât și pentru producătorii noștri, piața, cât și să fim cunoscuți ca țară, să avem niște relații mai bune, că și de la asta se va începe și alți pași importanți în această direcție. Domnule Bușilă, foarte mult s-a discutat pe marginea ceea ce se numește Comunitatea Statelor Independente. Mai este actuală această discuție? Cum ar trebui să privim? Care ar fi optica corectă? Care ar fi optica corectă? Optica economică ne dictează, așa cum a spus și Sergiu, da? Produsul care este produs la noi în țară trebuie să fie vândut pe o piață externă. Unde este o cerere mai mare pentru acest produs, acolo trebuie să ne îndreptăm cu oferta noastră. Dar există interdependența dintre economic și politic. Și da, uneori mixtiunea unuia în celălalt dăunează. Desigur, economic întotdeauna domină sau influențează domeniul politic. Și așa este normal să se întâmple. Acolo unde sunt anumite circuite și interese economice, acolo vine și o latură superpusă în domeniul politic pentru a proteja, a face lobby acestor interese economice. Dar dincolo de asta am vrut să precizez așa următoarele.
Noi vorbim deseori despre producția agricolă, da, care poate fi și trebuie exportată în Federația Rusă, dar producția agricolă este, nu știu, câte persoane, nu știu, conform datelor statistice, sunt angajate în această sferă, 100.000, 200.000 de oameni. Foarte vinurile, roșiile, merele, tot ce avem, este, și noi știm că populația rurală este din ce în ce mai mică și noi mai știm că în acest domeniu au început să investească masiv nu persoanele rezidente în Republica, nu moldovenii noștri, autohtoni, afaceriștii noștri, ci persoanele care vin cu investiții. Da? Și dacă actuala guvernare mai modifică codul fiscal în care permite ca terenurile agricole să fie cumpărate de cetățeni străini, eu vă asigur că multe terenuri vor fi cumpărate și pe aceste terenuri vor fi dezvoltate afaceri a străinilor, deja în Republica Moldova, și aceste mărfi vor fi exportate în altă parte, inclusiv în Federația Rusă. Însă aici nu este vorba, atenție, de business-ul și de investiții și de productivitatea noastră ca stat, ca țară, ca națiune, ci este o afacere străină pe teritoriul nostru, deoarece avem fiscalitate redusă, avem zone economice libere, avem forță de muncă ieftină, aproape gratuită și avem posibilitatea de a exporta în Federația Rusă. Dar domnule Bușilă, dar această vizită vine să revitalizeze relația cu Federația Rusă? Pentru că a existat o fisură. Da, vine să revitalizeze relațiile cu Federația Rusă și acest lucru este unul benefic și chiar necesar de a restabili într-un fel relațiile, în primul rând economice, cu acest stat, cu această mega putere mondială. Este cunoscut faptul că Europa, întregul continent, sau Uniunea Europeană, importă produse agricole în proporție de 2%, deși ei sunt autosuficienți, ei au o politică care se bazează că nu importăm, noi singur producem, noi trebuie să exportăm. Federația Rusă importă 40% din producția agricolă. Desigur că producția noastră trebuie orientată prioritar pe această piață, dar pentru a produce această producție și pentru a o depozita, pentru a o sortifica, noi avem nevoie de tehnologie. Aceste tehnologii putem să le importăm, putem să le luăm doar din țările Uniunii Europene. Deci este simplu. Importul de tehnologie din Europa, piața de desfacere în Rusia. Noi întotdeauna ne punem întrebarea, vine toamna, unde vin de merle, unde vin strugurile? Dar numai cu toamna trăim și numai cu aceștia 100.000 de oameni care lucrează în domeniul ăsta? Oare nu-i mai bine, mai logic, din punct de vedere economic și, nu știu, și din toate punctele de vedere, de a depozita, de a construi depozite, de a frigidere, de a le sorta, de a le pune în tot felul de utilaj, de ambalaj și le-a vinde nu cu doi bănuți toamna pe toate, dar cu mai mulți lei la iarnă, la primăvară, la vara viitoare, aceste produse agricole. Deci, făcut din ramura asta ceva serios, nu așa cum blăm noi, am strâns căruța și dă să vindem cuiva, să băgăm în tren. Noi nu scoatem mari bani din asta și nu câștig tare mult economia națională din chestiunea dată. Chestiunea trebuie privită mult mai complex, mai sistemic și mai matur. Dacă un politician se rezumă la faptul ăsta, merge în Europa să facă lobby sau în Rusia să facă lobby pentru anumite producții, să deschidă niște uși și nu merge mai departe, atunci nu știu dacă are de câștigat și el și noi ca... Aici aș avea un adaug. Da, chiar să interveniți, vă rog. Este foarte bine, a deschis un subiect interesant, Radu. Deci aici trebuie să ne concentrăm și asupra puterii noastre și asupra logicii noastre mai departe în a exporta. Ce exportăm? Dacă exportăm produsele brute, așa cum se practica până acum înspre est sau înspre vest, avem doar o mică parte din tot avantajul pe care obținem aici, doar sezonier. Și acest sezonier mai impune și alte incomodități, pentru că doar acum, în timp de o săptămână, două, trebuie să vinzi producția, că de nu, mai departe ea este perisabilă și foarte repede vom pierde la preț cu ea. Trebuie să dezvoltăm capacități de prelucrare. Noi trebuie să exportăm nu marfa brută, dar marfa deja prelucrată și atunci dăm de lucru și la mai mulți oameni, nu doar la cei 100-200 de mii care sunt angajați astăzi în agricultură, dar și ramura de prelucrare care acum este iarăși în Moldova doar concentrată în anumite mega fabrici mari, pe când în mod normal ar trebui să se ducă o politică de a face multe agenții de producție sau multe fabricuțe mai mici, de ce nu la fiecare 1-2 sate, care să prelucreze acea producție și să aibă o capacitate de atât să angajeze oamenii în acea localitate, cât și să exporte un produs deja finit în anumit ambalaj care este deja cu o valoare adăugată și această valoare adăugată rămâne în Republica Moldova. Iată, aici deja trebuie să lucreze ministerele, aici trebuie să lucreze guvernul, trebuie deja să vină politici bine gândite, echilibrate în acest sens și tot ca să contracărăm acest fenomen care a fost explicat acum,
că vin persoane străine, vin companii străine care sunt interesate să cumpere pământ aici, în Moldova, care pentru ei e bănuți, și vom ajunge la situația ca să lucrăm ca străini pe pământurile noastre, sau și mai grav, ei vor aduce și tehnologii atât de bine că suficiente, că la 1000 de hectare va fi suficient doar un singur om. Și atunci rămânem și fără pământuri și fără chiar posibilitatea de a le lucra. Deci, practic, vom fi scoși total din domnule Ungureanu, haideți să vedem totuși, revin la teza principală. CSI și, de fapt, viitorul acestei organizații pe regiune. În anii trecuți se făceau tot mai multe voci auzite, potrivit cărora viitorul acesteia este unul foarte limitat. Ar trebui să privim sceptic. Astăzi, iată, și datorită acestor întrevederi, vedem că discuțiile ajung într-o altă albie, se conturează o altă realitate. Cum trebuie să o privim? Putem ieși dintr-un impas economic pe ambele dimensiuni? Impasul acesta trebuie depășit cu eforturi comune și cred că liderii acestor țări, dacă se reunesc în asemenea reuniuni, în asemenea format internațional, încep să înțeleagă acest lucru. Să tragă fiecare doar la turta lui, se primește acea poveste cu racul, broasca și știuca. Trebuie să înțeleagă că trebuie să se consolideze, să creeze anumite reguli de piață, reguli de joc, după care să lucreze această formațiune megastatală, dacă se dorește acest. Pentru că nu există o altă cale. Haideți să înțelegem foarte bine că există un concurent foarte bine pus la punct, care este Uniunea Europeană. Există o încercare de a crea o uniune economică, o uniune vamală, acea uniune euroasiatică care se formează în cadrul CSI-ului. Și deci aici altă cale decât a încerca a consolida țările și a crea un mecanism unic care să vină ca o forță concurențială sau cel puțin concurențială, pentru că anume într-o piață concurențială noi vom putea să ne dezvoltăm și Republica Moldova, fiind aici la margine, va putea beneficia, de ce nu să fie un pod între aceste două mega puteri în care noi vom putea beneficia, pentru că avem legături atât de bune și cu Estul și cu Vestul, pentru că să ne aruncăm doar într-o anumită direcție este riscant, pentru că în orice moment relațiile dintre cele două puteri s-ar putea strica și atunci noi vom avea de suferit atât din punct de vedere politic cât și economic. Rămân în albia politicului. Domnul Bușilă, Vladimir Putin spunea, citez, Moscova este dispusă să facă tot posibilul pentru reglementarea conflictului transnistrean. Avem aproximativ 25 de ani de când batem pasul pe loc în raport cu acest conflict pe Nistru. Până la urmă ar putea fi un început de negocieri, negocieri care s-ar solda cu anumite rezultate, pentru că o perioadă de timp, din câte cunoaștem, nici Comisia Unificată de Control nu se mai întrunise, nu mai avuse loc negocieri, nici în formatul precedent. Eu cred că pentru toată lumea a devenit foarte clar că această comisie și acest actual format de negocieri este ineficient și rolul său se rezumă doar la faptul, poate că un rol destul de important, de a păstra pacea pe acest perimetru. Dar de reglementat acest conflict nu este capabilă. Eu consider că cheia rezolvării acestui conflict este în relația noastră bilaterală directă cu Federația Rusă. Dacă Federația Rusă dorește, prin factorii săi de decizie, acest conflict se rezolvă prin înlăturarea directă, imediată, necondiționată și totală a administrației actuale ilegale de la Tiraspol, înlocuirea cu altă administrație pro-Moldova, pro-patriotică, pro-naționalistă, care să colaboreze cu administrația noastră și să devină un tot întreg, să deschide toate podurile, toate căile, toate interneturile, toate telefoanele, toate căile de acces cu malul drept al Nistrului. Și desigur cu evacuarea trupelor rusești de pe teritoriul constituțional al Republicii Moldova. Mie mi-a plăcut foarte mult discuția la nume la acest capitol a președintelui nostru, da, cu președintele Putin, acum la Sochi. Și într-adevăr această declarație, precum că trupele ruse au avut un anumit rol de stabilizare, este într-un fel adevărată. Dar mi-ar fi plăcut să aud din partea președintelui nostru la fel și declarația că acest teritoriu Transnistria este teritoriul național, constituțional al Republicii Moldova. Și această situație care este acum între noi și Transnistria este o situație temporară. Ea trebuie să fie rezolvată doar în folosul Republicii Moldova. Restabilită unitatea teritorială a țării, evacuate aceste trupe cu condiția că ce le trebuie la ruși, de fapt, în garanție? Care e garanție? Care e scop? Ei nu au nevoie de... Da. Pe ei nu interesează limba pe care o vorbim, pe ei nu interesează istoria pe care o avem comună cu
cu România, cu altă. Pe ei interesează statutul nostru de neutralitate. Pe ei interesează că NATO nu înaintează mai departe pe teritoriul nostru. Eu consider, sunt ferm convins că dacă administrația noastră poate oferi soluții certe că țara noastră va rămâne neutră de acum încolo, atunci această problemă se rezolvă. Dacă aceste garanții nu sunt și domnul Igor Dodon, cât n-ar fi el de bun, el nu le poate oferi pentru că el nu controlează aproape nimic în această țară și Putin foarte bine înțelege acest lucru. De aceea nu, doar mai departe de nivelul declarației nu se merge. Se dă un credit domnului Igor Dodon, se spune că foarte clar că acesta este omul pe care noi mizăm și că poate rezolva. Dacă el va avea putere, noi vom rezolva acest conflict. Dar dacă nu, atunci conflictul va rămâne așa cum a fost și până acum. Domnule Bușila, ați anunțat o teză foarte interesantă. Până la urmă, președintele nu are acele împuternicire. Foarte mult se discută în ultimul timp despre împuternicirile președintelor. Dacă ar fi adăugate un președinte de țară, făcând abstracție, poate domnul Dodon, poate următorul, ar putea soluționa acest conflict? Ar putea soluționa. Eu sunt ferm convins că... Uitați-vă, domnul Igor Dodon are de partea sa imagine pozitivă și are partea sa o mare parte a poporului. Da. Domnul Plahotniuc are de partea sa mass media, are puterea, are banii și are oligarhia. Se creează impresia, toată lumea știe că Igor Dodon nu are puterea în stat, dar se creează cel puțin la mine o asemenea impresie că el nici nu vrea să o obțină. Pentru că dacă vrei să obții puterea, te duci să-l înfrunți pe cel pe care o are puterea. Că nu poți să ai altă putere paralelă, trebuie să o iei pe cel de la care o ai. De aceea trebuie să-l înfrunți în mod direct pe domnul Plahotniuc. Nu poate, și resursele administrative care sunt parte componentă. Tot. Instituțiile statului, banii, mass media și așa mai departe. Nu pot încăpea două săbii într-o teacă. Bolivar ne vădirge dvuh canei, știți cum vorba ce. El trebuie să-l înfrunte. Dar din moment ce el stă și ocupă această poziție stand-by, el una că nu crește și a doua are riscul să scadă în timp. De ce? Eu sunt ferm convins. Dacă el vrea să obțină această putere, el trebuie să o ia. Pentru ca să o ia, trebuie să declare război, trebuie să intre în conflict politic, desigur, deschis, să încerce și să obțină rând pe rând una din instituții, să restabilească puterea în mâinile poporului și atunci are șansa reală de a deveni erou numărul 1, erou național în această țară. Dacă nu va încerca și nu va dori să fie erou, atunci nu va fi erou. Domnul Ungureanu, șeful statului spunea că și-ar dori ca Moldova să deține președinția CSI în anii următori. Acesta ar putea favoriza oarecum țara noastră? E un plus de încredere? E un plus de beneficii pe plan economic? Deci este un plus de încredere. În primul rând este un plus de imagine în cel puțin în cercul acestor țări din care facem parte. Nu pot să spun aici că vor fi direct niște beneficii economice imediate și toți vor fi interesați, uite, de Republica Moldova, pentru că este clar, noi nu avem acele resurse, nu avem acel, nu este acel interes față de noi și avem și o instabilitate politică, foarte multe lucruri nerezolvate, nu suntem încă foarte bine stabiliți în ce direcție și cum se va merge, deci mai ales și iată, conflictul ăsta înghețat, conflictul transnistrian, care sper că nu va izbucni iarăși într-o formă deschisă. Deci toți cei care au bani mari se tem să vină într-un anumit teritoriu de instabilitate, mai ales când se observă că în acest teritoriu de instabilitate nici justiția nu-și face bine treaba și în orice moment poți rămâne fără afacere, fără bani. Iată, anticipați întrebarea mea. Dumneavoastră, în calitate de expert economic, știu că aveți relații cu mai mulți agenți economici chiar de peste hotare. Cum privesc ei țara noastră? Este un climat favorabil de investiție sau oricum ei se mai arată reticenți la acest capitol? Politicul este cel care creează aceste impedimente? Păi da, haideți așa să despărțim. Sunt agenții economici sau sunt investitori care ar vrea cinstit să-și facă treaba și ăștia vin foarte clar conform după carte. Există resurse, există stabilitate, există oarecare risc al afacerii în acea țară și deci în dependență de aceste lucruri merg înainte sau se opresc. Dar există și o altă categorie de investitori destul de mari și trebuie să recunoaștem acest lucru, care încearcă să vadă care sunt oportunitățile toate, inclusiv cele care pot fi obținute prin
anumite scheme de corupție, de ce nu, și încearcă să pătrundă în acest teritoriu, folosind anumite slăbiciuni ale aparatului central, ale aparatelor locale, ale guvernării. Cumpără teritorii mai ieftine, cumpără anumite drepturi, licențe și prin acest lucru trebuie să recunoaștem foarte clar că ei nu fac un bine economiei, dar uneori chiar fac un rău. Și atunci trebuie să avem, mai bine să avem un climat economic stabil, că atunci vor fi atrași anume acei investitori onești, acei investitori care vor să facă ceva bun în această țară, care au observat că există anumite oportunități, de ce nu în industria textilă, în agricultură, în ceea ce putem noi face, decât să avem niște investitori care vin doar să facă niște mega marketuri, niște lucruri care deja este plină țara noastră și nu mai avem unde le pune, care doar vor nimici și ceea ce a mai rămas acum din producătorul nostru autohton. Și aceasta iarăși va micșora capacitatea noastră de a concura pe piața internațională. Domn Bușila, cum trebuie să vedem noi lucrurile? Președintele Dodon a mers la Sochi, iată, s-a întâlnit cu mai mulți lideri, s-ar părea că starea de lucruri cât de cât a intrat într-o albie firească. Există guvernul care desigur nu împărtășește punctul de vedere a președintelui. Și când zic lucrul ăsta, Volens Nolens ne aduc aminte de acel scandal diplomatic cu cei 5 diplomați expulzați din țară. Cum ar trebui să fim priviți pe plan extern atunci când președintele zice una, guvernul zice alta? Pentru că gândesc și la această masă a negocierilor, nu știu dacă direct a fost întrebat, dar probabil s-a discutat și acest aspect de percepție, de vector politic extern al țării noastre. Păi vedeți cum se întâmplă. Președintele merge la est, da? Aproape de fiecare dată la est. Guvernul și majoritatea parlamentară merg aproape, dar nu cred, chiar întotdeauna în vest, în Europa și în Statele Unite. Acest lucru nu este normal. Și au o retorică astăzi diferită. Asta este. Au o retorică diametral opusă. Da. Deoarece așa se întâmplă din simplu motiv că vestul este în conflict cu estul. Și noi suntem aici privit, noi suntem rupți, estul vine aici și spune cine sunt cu noi. Cine se declară cu ei sunt plătiți, sunt avantajați și sunt beneficiari. Iar estul vine la fel și întreabă cine este cu noi. Să vină alții și aceia la fel sunt avantajați. Și noi, între noi, trebuie cumva să ne confruntăm pe această temă. Dar cum trebuie să fim înțeleși? O asemenea abordare este total greșită pentru bunăstarea, pentru viitorul țării. Pe mine nu mă interesează viitorul sau soarta politică a lui Igor Dodon. Pe mine mă interesează soarta Republicii Moldova. Mie îmi place că domnul Dodon a mers la Moscova, la Sochi. Este extraordinar de bine. Dar mai, dacă se oprește aici, este o eroare, este o greșeală. Dacă ar merge mai departe, la Strasbourg, la Washington, la București, la Kiev, noi avem doi vecini. Noi avem doar doi vecini. Eu cred că săptămâna asta a fost un lider de la Kiev, la Chișinău. Noi trebuie să mergem acolo la ei. Noi trebuie să mergem la ei. Pentru că noi avem un interes și vă spun care este. Primul acest interes, oamenii noștri din Bucovina. Da? Trebuie să mergem acolo. Mi-ar plăcea dacă Igor ar merge acolo și ar spune oamenii ăștia sunt moldoveni, ei vorbesc limba română, noi vrem să-i apărăm. Hai să ne așezăm la masa de discuții și să discutăm cum putem rezolva problema lor. Președinția a avut o reacție în legătură cu această lege a... Vizită. Dar eu merg. Nu am inițiativa. Vreau să merg. Vreau să rezolv. Vreau să merg. Nu să meargă administrația română. Dar noi să mergem. Dar nici românii nu prea așa. Nici românii, dar a ungurii noi am văzut ce poziție. Da, ungurii au avut o poziție tranșantă. Poziția Uniunii Europene în situația asta. Deci eu cred că el face pași buni, dar dacă se rezumă doar la acest vector, este o greșeală. Noi am declarat inclusiv el că suntem pro-Moldova. Păi dacă sunt pro-Moldova, dar să facem pro-Moldova. Nu doar să declarăm. Înțelegeți? Eu înțeleg că nu este primit undeva la administrația de la București. Noi facem o confuzie esențială. România, vine Băsescu, nu știu. Administrația de la București este una, iar poporul român este cu totul alta. Poporul român nu este reprezentat astăzi de administrația de la București. Administrația de la București este făcătura Departamentului de Stat. Este o filială a Departamentului de Stat. Ea nu reprezintă nici de cum interesele poporului român. Noi asta trebuie să înțelegem. Și nu-i facem dușmani pe toți. Începând cu președinte și ultimul boschetar român. Nu. Noi trebuie să facem o definiție, o selecție extraordinară. Și atunci eu vă asigur că avem o grămadă de oameni prieteni care ne înțeleg și ne așteaptă un ajutor din partea noastră și respectiv noi din partea ei. Deci lucrurile astea în această tabără se produce o confuzie asupra acestor lucruri în detaliu.
Eu cred că dacă domnia sa împreună cu echipa sa vor înțelege ce este de desubtor, eu cred că multe în optica sa de vizite, în, da? În plan extern, se vor schimba. Iar dacă va rămâne, atunci va fi bombardat de tot acest vector. Da. Domnule Bușilă, domnul Ungureanu, se pare că avem legătura telefonică cu Vasile State, ex-deputat, pe care vrem să-l întrebăm ce consideră despre această vizită a domnului președinte Dodon. Alo, bună ziua! Bună ziua! Vă salutăm, domnule State. Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, discutăm despre ședința Consiliului Șefilor de State al CSI și vroiam să vă întreb... După această vizită, care spuneam ceva mai devreme, a fost pe larg mediatizată, ce urmează să se întâmple? Cine și cum va acționa pentru ca să avem de câștigat în cele din urmă noi, cetățenii Republicii Moldova? Vă rog. Consider, după modesta mea părere, că vizita domnului președinte la acest summit e de bun augur și trebuie încurajată și trebuie numai decât susținută și sprijinită, fiindcă este în favoare, în folosul și în interesul întregului popor. Ce rău face un președinte al țării, în cazul dat președintele Republicii, că se duce să se întâlnească cu colegii săi, șefii de state din alte țări, să pună la cale o conlucrare, o înțelegere, o începere de comerț, de consolidare unui comerț reciproc în interesul tuturor ambilor sau tuturor părților. Eu cred că este firesc, este omenește, dar este tradițional, în definitiv, ca să fie încurajat și sprijinit, fiindcă aduce numai folos, trebuie să aducă numai folos oricăror părți, în cazul dat, a Moldovei și al Rusiei sau a cu alte, fiindcă e vorba de o colaborare și cu alte țări, după câte am înțeles eu. Domnule State, spuneți-mi, vă rog, credeți că acțiunile domniei sale vor fi susținute de către guvern? Vor fi înțelese corect? Se va merge pe negocierile care au fost inițiate acum la Sochi? Domnul Mădan, dacă mă trage de limbă, de, haideți să fiu și eu sincer. Nu cred. Fiindcă trăim în o atmosferă nu numai de bizară, trăim în o atmosferă cu totul rușinoasă. Trebuie să vă amintesc, în legătură cu aceasta, o tradiție, dar de mult stabilită și înrădăcinată. Undeva de acum, cu 100 de ani în urmă, Nicolae Iorga, marele polihistoric din Botoșani, scria într-un studiu despre relațiile moldoruse. Deci, rușii, scria domnia sa în 1917, vor rămâne mereu vecinii moldovenilor. Și moldovenii, scrie Nicolae Iorga, nu vor înceta niciodată de a fi vecinii rușilor. Nu este vorba de o simplă vecinătate, ci și de o coabitare, de o interlocare, de o conviețuire. Domnule State, ultima întrebare în cadrul acestui dialog. Eu vreau să aflu, vizita respectivă deschide pârghii economice substanțiale pentru țara noastră? Recăpătăm acel segment economic pe care în ultimii ani, cu părere de rău, îl pierdusem? Nu știu dacă... Noi trebuie să continuăm ceea ce am făcut mai mulți ani, zeci de ani. De altfel, la răspunsul la întrebarea aceasta l-a dat chiar președintele Rusiei. Spun încă totul depinde de voința, de vrerea noastră, ca să conlucrăm cu alte popoare, să facem comerț în folosul tuturor și să ne aducem o conlucrare pozitivă, respectuoasă, cum în spiritul democrației moderne. Domnule State, eu vă mulțumesc pentru opinia exprimată. Vă aștept și în studioul emisiunii Reflector Analitic. Ne-a făcut plăcere să discutăm. Revenim în studio la discuție împreună cu invitații noștri. Domnule Ungureanu, teze interesante, spunea domnul State. Vecini vom fi întotdeauna și respectiv trebuie să menținem relațiile de colaborare și parteneriat pe care le-am inițiat odată. Corect. Deci, în mod normal, trebuie să avem relații foarte bune cu vecinii, pentru că primii care vom avea relații economice, politice, de orice natură, cei primii care vor veni în ajutor în caz de vreo calamitate sau ceva, sunt vecinii. Și în acest caz, deci, trebuie să avem relații
cel puțin echilibrate, chiar dacă la unii vecini au o conducere care nu tocmai corespunde cu interesele poporului pe care îl reprezintă, trebuie să luăm act de acest lucru și trebuie să acționăm în anumite norme legale care ne pune acum norma aceasta internațională în care noi trăim. Cât privește la faptul unei schimbări economice imediate, este foarte greu să restabilești ceva. Este mult mai ușor să strici orice, este foarte ușor să strici, este foarte greu să-l restabilești. Și aceste relații care au fost bine timp de mai mulți ani deja deteriorate, acum este foarte greu să ajungem la același nivel de schimburi economice care a fost odinioară. Pentru că trebuie să restabilite anumite legături economice și, bine, aceste declarații care sunt făcute acolo, aceste reuniuni vin în acest sens. Este un pas, este încă un pas, dar lucrul cel mai mare, greul lucru, trebuie să-l facă guvernul aici acasă. Deci acel guvern care astăzi guvernează țara, care este format dintr-o coloratură politică pe care o știm și trebuie să lucreze, nu doar să stea cu declarații, pentru că ne așteaptă întotdeauna Uniunea Europeană sau ne așteaptă Uniunea Vamală. Oriunde suntem așteptați, dar trebuie să îndeplinim anumite norme și anumite reguli. Și dacă este mai ușor și mai ieftin acum să îndeplinim anumite standarde care deja sunt apropiate de cele moldovenești, de exemplu acele gosturi care putem să intrăm în piața CSI, față de acele standarde europene care de asemenea sunt standarde bune, dar încă foarte puțini producători moldoveni au capacitatea de a aduce toate producția, toate condițiile la acele standarde. Și iar acolo un punct, dacă nu ai respectat, gata, nu poți, și măcar că avem deschidere pentru 50.000 de tone de producție agricolă, dar dacă avem capacitatea doar pentru 500 de tone, deci doar acest procent vom acoperi și atât. Domnule Bușilă, chiar dacă Republica Moldova și Federația Rusă se clasează pe locuri, aș zice, diferite după producția intern brută, după clasamentul în nivelul de trai și așa mai departe, uite că, uitați-vă că această întrunire a demonstrat faptul că Federația Rusă oricum este cu ochii pe politica de la Chișinău. Și Vladimir Putin spunea și saluta de fapt eforturile președintelui Dodon de a soluționa unele probleme, inclusiv relațiile cu Federația Rusă. Înseamnă că nu este chiar totul pierdut, se mai poate miza pe niște relații bune? Da, desigur. Desigur că nu este totul pierdut, nu este nimic pierdut. Noi desigur trebuie să mizăm pe relații bune cu Federația Rusă, cu anumite proiecte de ordin economic, umanitar, social, universitar cu această țară. Cunoaștem foarte bine, Federația Rusă are o istorie de sute de secole, are o cultură, are o tradiție, are o credință. Credința în Dumnezeu este consfințit acest lucru. Este benefic, eu îl salut faptul că domnul președintele lor, Putin, a interzis această lege a nediscriminării, care discriminează majoritatea populației și a pledat deschis și direct și în această țară este interzis această propagandă. La noi, din păcate, a fost adoptată această lege. Noi, împreună cu un grup de juriști, activiști, de atunci am argumentat în lux detalii, am făcut analize de ordin juridic privind necesitatea, chiar pericolul adoptării acestei legi. Actuala guvernare a adoptat-o mergând, trecând peste toate liniile morale, juridic, care vreți. Igor Dodon este cam pe aceeași dimensiune de undă, însă desigur nu are nici pe departe influența și puterea președintelui Putin aici în Republica Moldova. Ce să mai spunem? Aici am vorbit foarte în detaliu, mult despre investiții, și când vorbim despre investiții spunem neapărat că trebuie să colaborăm cu FMI, cu Banca Mondială, să atragem investiții, totul se bazează pe liberul schimb. Deja aceste discuții au devenit un fel de dogmă, un fel de parareligie. Dacă spui cuiva că liberul schimb este nociv, este dunător, ai riști să-ți dea cu ceva în cap. Eu sunt personal, sunt de altă părere. Eu cred că nu toate investițiile este nevoie de ele aici, în Republica Moldova, sunt benefice. Dacă este vorba de o investiție, spre exemplu, cunosc un francez, a venit în Republica Moldova, s-a căsătorit cu o moldoveancă, au făcut un copil pe care îl dă la grădiniță și la școala de aici, din Chișinău sau într-un sat, au făcut o fermă ecologică, produc brânză, produc lapte, trăiesc aici și își văd viitorul aici, da, eu sunt pentru asemenea investiții. Dacă vine o corporație care se cuibărește într-o zonă economică liberă, nu plătește nici un impozit, nici o taxă către stat, adică către bătrânica noastră, către pedagogul nostru, către medicul nostru, către polițistul nostru nu are
absolut nicio atribuție, decât că e înregistrat la Camera Ministrului de Stat. Și domnule Bușilă, acord aceeași întrebare pe care am acordat-o domnului Bureanu. Dar există climatul favorabil ca el să activeze legal? Nu suntem dar jurist. Dar asta și e problema, că există acest climat. Înțelegeți? Pentru că ei au văzut că aici este forța de muncă ieftină. Ei plătesc 4.000 dar asta nu e bine pentru noi. Iată, noi am fost la portul internațional Giurgiulești. Se duce președintele nostru, da? Este întâmpinat acolo de un omulean la cravată, în costum, și spune: bine ați venit în portul nostru, în limba engleză. Asta este portul nostru sau este portul lor? Cum unicul port a fost cedat, concesionat unei firme britanice, nu știu ce? Ei controlează tot acolo, nu? Exact la cel, știți, lucrurile este foarte bine descris Stephen Covey în cartea sa Corporațiile conduc lumea. Știți? Noi nu beneficiem nimic, aceste corporații fac transportul energiei electrice, fac tot felul de import, atât noi spunem de exporturi produse agricole. Noi în piața noastră găsim usturoi din China, roșii Turcia și cartofi din Polonia, de unde. Noi nu avem producție agricolă pe care să o cumpărăm a noastră aici. Și aici noi nu există, mai spun de, domnul Bușilă, aici există un paradox, nu mai spun de alte în timp produse. Ce noi, Republica Moldova, suntem considerați noi a fi o țară noi agricolă. Aproape devenim deja o colonie a unor structuri financiare globale care ne văd pe noi ca un teritoriu și un client al meu. Și atât. Lupta se dă pentru teritoriu și pentru client. Și în acest respectiv, noi nu avem de câștigat din aceste investiții. Da, domnul Gureanu, vă rog. În acest context, ISIS trebuie să reducă capacitatea noastră de producție și deci în această ordine. Noi suntem concurenți. Și iar dacă, numai o secundă, dacă vine un producător autohton și produce exact același produs, da, ei dau prețul, de exemplu, vinde un roșii moldovean cu 5. Ei prețul lor de la altul loc 4, cu 3, până îl distrug pe ăsta autohton și după asta ridică iar prețul lor. Asta este politică de dumping. Domnul Gureanu, haideți pe final de emisiune să revenim la un aspect abordat în cadrul acestor întruniri și vreau să discutăm despre amnistia migrațională. Domnul președinte a salutat și acest lucru, s-a discutat despre faptul că mai mulți concetățeni de ai noștri au beneficiat de această amnistie migrațională. Este un lucru, aș spune, benefic, pentru că până când în Republica Moldova încă nu există capacități suficiente de a asigura cu locuri de muncă foarte mulți cetățeni. Este vorba nu de 10-100, dar de 10.000 și sute de mii de cetățeni ai Republicii Moldova care sunt nevoiți astăzi să lucreze oriunde, pentru că în Republica Moldova ei ar forma o masă, această masă care ar trebui să fie întreținută de către stat și statul trebuie să le spună mulțumesc că nu vin să le ceară acei bani, pentru că le-ar cere într-o formă foarte violentă, s-ar putea, deci ca să-i întrețină. Și s-a obținut acest lucru, este o soluție, eu aș spune că este o soluție temporară, pentru că eu sper că în Republica Moldova se vor crea condițiile respective și guvernarea va ajunge la anumite politici publice foarte bine gândite care vor ridica această posibilitate și vor ridica posibilitatea de a lucra cetățenii în Republica Moldova. Este bine că s-a deschis, sper că vor crește și fluxurile, pentru că acum, din păcate, bugetul Republicii Moldova este în majoritate format. Domnul Gureanu, în 10 secunde ne spune regia, mai avem Republica Moldova, se ține permitențe, există permitențe sau trebuie să vedem un pic mai global, mai funcționează și o parte, nu știu, un segment mic al economiei? Din păcate, cea mai mare parte este din remitențe, dar există și un segment al economiei care încearcă să supraviețuiască. Și iată, o politică economică deșteaptă al statului ar trebui să susțină acel segment. Domnilor, invitație, vă mulțumesc. Părere de rău, trebuie să punem punct acestei emisiuni. Vă aștept și cu alte ocazii pentru a aduce la bun sfârșit ceea ce am inițiat astăzi. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. Eu vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de noi. Pe curând!